apăsat de două ori. A, deci suntem de două ori live acum. Da. Sper să nu fie cu, ca la minus cu minus face plus. Stai să și verific că a pornit conexiunea și live-ul și tot. Aparent, da. Și schimb și view-ul. Și dăm drumul și comentariilor. Și așteptăm și oaspeții care au început să vină. Avem deja câțiva urmăritori. Ok, putem începe. Servus, Dragoș, bună seara tuturor. Seara asta o să avem o discuție care poate părea, mai ales prin prisma temei alese, poate să pară una foarte tehnică și foarte complicată, pentru că vorbim despre fonduri europene. E o discuție pe care am plănuit-o și am vrut foarte mult să o avem încă de acum câteva săptămâni și mulțumesc în primul rând lui Dragoș că și-a făcut timp să vină în live și nu numai și-a făcut timp, dar a venit chiar cu temele făcute și cu o documentare pe tot ce înseamnă fonduri structurale și finanțări europene disponibile, mai ales pentru primăriile mari, pentru municipiile de reședință de județ. Deci vom discuta în discuția de azi despre, vom aborda tema fondurilor europene cu un reflector pus pe finanțările acestea disponibile a autorităților locale, pe felul în care au evoluat aceste finanțări în primele două cicluri programatice de când România este stat membru, 2007-2013, 2014-2020, pe perspectiva pe care o avem în acest moment de la următorul ciclu, 2021-2027. Pe Dragoș o știu de ceva ani buni, chiar mi-a fost profesor și mi-amintesc că fac un fel de paralelă cu un alt moment delicat. În jurul anului 2007, 2008, 2009, când era un alt fel de criză, o criză economică ce a atins și România, multă lume începuse să-și regândească prioritățile pe zona asta financiară, economică, investiții ale firmelor, etc. Și s-a suprapus atunci cumva pe această oportunitate. Eram proaspăt stat membru junior, care putea să acceseze fonduri europene. Și leitmotivul sau refrenul pe care îl auzeam foarte des era că avem fonduri europene, dar nu știm să le accesăm. Și în căutarea Sfântului Graal, acelor cunoștințe prin care să putem accesa fonduri europene, existau, începuseră să apară și consultanți, începuseră să apară și cursuri. Iar cel mai de succes instrument, probabil, pentru consultanții debutanți a fost portalul fondurstructurale.ro, fonduri-structurale.ro, la care Dragoș a fost fondator. Și spuneam că mi-a fost profesor, am fost unul dintre cursanții de prin perioada 2009, cred, dacă mi-amintesc bine. Și a fost un curs foarte fain, pentru că era un curs ancorat în realitate, care ne arăta și așa da și așa nu, din perspectiva consultantului, dar și din perspectiva omului care a avut de furcă cu ministerele de la acea vreme. Cam asta e introducerea mea, Dragoș. Te las și pe tine să ne spui un pic despre istoricul tău și despre cum am ajuns să discutăm noi de subiectul ăsta și să te prezint drept expert pe fonduri europene. Mersi frumos, Alen, mersi pentru invitație. Servus tuturor. Spun servus pentru că, de fapt, lucrul care ne leagă poate cel mai mult este originea. Amândoi suntem brașoveni și eu sunt brașovean. Sunt mutat de ceva vreme în București, dar sufletul mi-e evident aproape de Brașov și de copilărie și de tot ce a însemnat pentru mine orașul Brașov. Da, ne știm de ceva vreme, ne știm de 7 ani. Am urmat trase poate un pic diferite. Mă uitam că cumva am putea să sintetizăm traseul fiecăruia, glumind evident, uitându-ne ce avem pe perete în spate. Tu ai o bibliotecă, eu am niște sticle de vin. Eu am două cupe de la cărni. Okay, da.
Și din 2009 până acum am încercat cumva să rămân în domeniul ăsta al finanțelor europene. N-a fost ușor. Spuneai la începutul live-ului că mi-am făcut temele. Nu știu, am sentimentul că niciodată nu îmi fac temele suficient de bine, pentru că, din păcate, în momentul de față, munca de adunare de date despre finanțele europene în România este mult mai anevoioasă decât interpretarea lor ulterioară. Ca să poți să adun niște informații cu privire la oportunități de finanțare, cu privire la proiecte implementate, cu privire la absorpție pur și simplu sau la, eu știu, economii pe anumite proiecte, trebuie să sap destul de mult și trebuie să pui niște date cap la cap, date care câteodată nu poți fi puse cap la cap pentru că pur și simplu se bat cap în cap și atunci încerci prin prisma, în primul rând, a experienței pe care o ai, să identifici de fapt filonul și firul roșu, astfel încât să poți să tragi niște concluzii relevante pentru ceea ce a însemnat finanțarea europeană din momentul în care am aderat la Uniunea Europeană în 2007 până astăzi și evident cu perspectiva următorului ciclu programatic 2021-2027. Sunt în domeniul ăsta al finanțelor europene de foarte mult timp. Mi-aduc aminte că primul meu proiect în care am fost implicat se întâmpla pe undeva prin 98-99 și se numea Consolidarea democrației parlamentare în România. Interesant. Bine, eram un mic expert într-un prim proiect. Dar e distractiv apropo de impactul pe care astfel de proiecte îl pot avea în timp și ne uităm în Parlament și ne dăm seama de fapt ce impact sau ce lucruri ar putea să genereze astfel de proiecte. De atunci și până acum am fost implicat în tot ceea ce înseamnă finanțarea europeană pe toate etapele unei finanțări europene, adică am contribuit la elaborarea de programe operaționale, strategii care cuprindeau proiecte ulterior finanțate din fonduri europene. Ba, mi-aduc aminte că cumva am fost implicat și în comitetul de elaborare al strategiei naționale de dezvoltare durabilă Orizont 2030. A fost prima mea experiență cumva așa cu mâinile băgate până la cot în elaborarea un document programatic interesant și o să discutăm pe parcursul orei despre de fapt ce e important în momentul în care elaborezi o strategie și de ce e poate cel mai mult nevoie ca să poți să coagulezi și să adun de fapt energiile tuturor celor care ulterior te adresez prin strategia respectivă și prin proiectele pe care le finanțez. Și de atunci până acum, spuneam, cumva viața mea profesională a fost legată de fonduri, de finanțări, de proiecte, de strategii. Și în 2006, deci chiar înainte să aderăm la Uniunea Europeană cu câteva zile, pe 19 decembrie, am lansat portalul, site-ul fondurstructurale.ro. E o povestioară interesantă, nu răpesc foarte mult timp, așa un minut, două. I-am urmat un curs de formare în finanțări europene înainte să aderăm la Uniunea Europeană și au fost cursul respectiv s-a întins pe parcursul unui an. Au fost 10 module de câte o săptămână. În fine, veneau tot felul de experți cu care dialogam, vorbeam, îi întrebam. Eram foarte curioși ce urma să se întâmple în România sau ce gândeam noi că ar trebui să se întâmple în România din perspectiva asta a finanțelor europene. Și la un moment dat, într-o discuție cu un reprezentant al unui minister, în București eram, am întrebat dacă ministerul respectiv, era vorba de Ministerul Finanțelor, se pregătește să lanseze un portal de informare. Era în 2006, deci în februarie,
cu aproape un an înainte să aderăm la Uniunea Europeană și insistăm cumva că e foarte important, e relevant să promovăm oportunitățile, mai ales că cumva alocarea disponibilă pentru România creștea abrupt și era nevoie de un astfel de instrument de informare. Și răspunsul a fost așa, cumva șocant. E ultimul lucru pe care, la care ne gândim să facem. Nu avem noi timp să, vreau să lansăm noi portal de informare, să povestim despre ce oportunități de finanțare vor avea românii. Și asta a fost, de fapt, declicul care m-a făcut să simt că reprezintă o oportunitate lansarea unui astfel de portal și a reprezentat și nu neapărat din perspectiva business-ului, deși și aici sunt multe lucruri de povestit și de... Da, vreau să ajungem la... Da, mai ales din punct de vedere, doar din punct de vedere al unei comunități interesate de finanțări europene care a crescut în acești ani, în 13 ani de când suntem. Am ajuns la o comunitate de 110.000 de oameni care ne urmăresc, care sunt interesați și cărora, pe parcursul anilor, am încercat să le reprezentăm interesele. Ce vreau să spun în închiderea capitolului ăsta legat de istorie, că din perspectiva omului care a auzit inițial de fonduri europene de pe la televizor și de pe la radio și după aceea consultantului junior, în perioada era foarte multă haiducie, să-i spun așa. Erau oameni care veneau la tine și ziceau, știu eu pe cineva, plătește-mi un abonament și o să te țin eu la curent cu ce fonduri se lansează. Toate informațiile astea erau de fapt publice, dar erau prin tot felul de codoane, exact, de site-uri și de fapt fiecare minister, fiecare autoritate de management și organism de implementare aveau propriile codoane prin care își puneau aceste informații. Asta după aderare, că înainte erau și cluburi de afaceri prin care venea câte unul și zicea, vrei fonduri europene, îți dau eu, sau fonduri de preaderare. Da, am avut experiențe. Piața era una total imatură, adică erau firme care îți cereau abonamente de 1000 de lei lunar, numai să-ți trimită un e-mail cu ce finanțări se pregătesc sau se deschid. Lucruri pe care pe portalul fondurstructurale.ro le găseai gratis. Le găseai și nu numai gratis, dar le găseai structurate foarte bine. Era un agregator de informații. A fost o muncă titanică de strângere a informațiilor, dar până la urmă credem, și ăsta e feeling-ul pe care l-am avut în tot acești ani, că am contribuit așa un pic la ce a însemnat absorpție și nu neapărat sau nu doar în termeni cantitativi, cât mai ales în termeni calitativi. Eu sunt convins și cred că ar mai fi un lucru. Țin minte acele programe de finanțare, mai ales pe IMM-uri, de se lansau la ora 9 dimineața și la 9.00 erau 30 de proiecte înscrise în secunda 0 și scandalurile aferente, și voi ați fost atunci chiar un whistleblower important în anularea unor sau refacerea unor apeluri de proiecte unde existau suspiciuni de fraudă. Bun, revenind, hai să discutăm despre ce au însemnat fondurile astea pe cele două cicluri financiare prin care am trecut. Al doilea încă mai are niște ani, dar formal sau mă rog, pe partea asta de timp, 2020 este capătul lui, urmează ceilalți ani în care se mai pot face de contări. Întrebarea e ce au însemnat pentru România și ce au însemnat pentru autorități locale. Și mi-ar plăcea să intrăm în subiect, adică să trecem la datele pe care le-ai pregătit pentru discuție. Să discutăm pe marginea. Da, o să dau imediat un share screen, doar o singură remarcă aș avea vis-a-vis de ce ai spus. Din câte știu, și aici mesajele sunt cumva contradictorii, se discută la nivelul Comisiei de prelungirea perioadei de programare, adică posibilitatea ca unele să mai existe cel puțin un an de contractare, nu 2020, care ar fi anul final al contractării, urmând ca pe regula N plus 3 să mai existe încă 3 ani de decontare. Nu știu în ce măsură lucrurile se vor așeza, dar cred că ar fi un pas important, mai ales că 2020 cumva s-a așezat destul de brutal așa, mai ales din perspectiva lansărilor și a alocărilor disponibile pentru beneficiar, că sunt ei din mediul privat sau mediul public, și atunci poate încă cel puțin un an în care avem posibilitatea să contractăm n-ar fi rău.
O să dau un share screen acum la prezentare. Aici chiar sunt. Bun. Despre finanțări. Înainte să să intru, cumva prezentarea acoperă trei mari componente pe care le-ai menționat cumva. E o privire foarte rapidă în ceea ce s-a întâmplat în perioada financiară anterioară 2007-2013, dar foarte, foarte rapid. Insistăm un pic pe 2014-2020. Mergem și discutăm un pic pe mai un pic mai mult pe programul operațional regional și pe finanțările, evident, pe care le au la dispoziție autoritățile publice locale. Venim un pic în prezent să vedem cam ce finanțări disponibile sunt și aici nu o să insist foarte mult. Poate la un moment dat o să facem un alt live despre oportunități de finanțare. Sunt convins că foarte mulți dintre cei care te urmăresc sunt în căutarea unor finanțări și un pic despre 2021-2027, ce se știe la momentul actual, cam ce oportunități de finanțare există, ce programe se pregătesc și evident întrebări și din partea celor care ne urmăresc. Oglinda asta pe care ai pregătit-o este de fapt o sinteză a tuturor programelor de finanțare din fonduri structurale disponibile pentru România pe ciclu 2014-2020 și de aici vom face un zoom-in, să spun așa, pe ce se întâmplă la nivel local, ce finanțări există pentru autorități locale și cum au fost ele folosite. Da, vreau să explic un pic slide-ul și să fac așa o introducere. În momentul de față, pe perioada financiară curentă 2014-2020, există mai multe documente strategice, care poartă denumire evident de programe operaționale și suma acumulată a alocărilor financiare pentru România pentru această perioadă ajunge undeva la 42 de miliarde de euro. Astăzi, Ministerul Fondurilor Europene a postat pe pagina proprie de Facebook gradul de absorpție. Suntem pe undeva de la 40%. Dar repet, aici e o remarcă foarte importantă. Suma e cumva, procentul e mare pentru că sunt luate în calcul subvențiile directe, plățile directe către agricultori. În mod normal ar trebui să discutăm și să putem să facem o comparație cu același moment al perioadei financiare anterioare. Aici avem cu galben. Pe politica de coeziune, în momentul de față, pe perioada financiară curentă, avem 22,5 miliarde de euro. Gradul de absorpție, adică plățile efective dinspre comisie, declarate eligibile și plătite de către comisie, însumează undeva 22,6%. Astea sunt datele de pe 4 aprilie 2020. Comparativ, stăm un pic mai bine față de cum am stat în perioada financiară 2007-2013, la momentul aprilie 2013 eram pe undeva pe la 13,43% și perioada financiară anterioară, de fapt nu, perioada financiară actuală a pornit destul de greu. Nu destul, ci foarte greu. Și cred că asta o să se întâmple și în 2021-2027. Bine, sunt avantaje. Cum? Greu a pornit și perioada, și prima perioadă. Ții minte că undeva la final de 2009, început de 2010, aveam apeluri pe multe dintre, pe competitivitatea economică și pe alte da. Dimensiuni. Dar la perioada financiară curentă, eu țin minte că în septembrie, deci în 2007, în iulie, parcă la Sibiu, au fost semnate programele operaționale și în septembrie imediat lansa PORU apelul de proiecte pe 2.1. Erau deja proiecte în pregătire, pregătite pentru a fi depuse. Adică ne-am mișcat un pic mai repede din perspectiva proiectelor și din perspectiva Uniunii Europene, adică a cadrului legal, care era deja adoptat un an înainte. Le aveam deja și asta a contat mult, că aveam resurse umane și o piață de consultanță pregătită. Ce vreau să te mai întreb, noi când s-a bătut cumva mult monedă pe tema asta, inclusiv în campania din 2016,
legat de rata de absorbție, gradul de absorbție, sunt practic doi indicatori importanți. Unul este partea de contractare și de pregătire de proiecte. Absorbția se referă exclusiv la sumele care s-au și întors din Europa, de la Uniunea Europeană. De asta există o latență din momentul în care ai contractat. Noi, practic, până la finalul 2020 ar fi trebuit să avem închisă contractarea pe sumele alocate, după care, evident, mai sunt cei 3 ani în care putem crește gradul de absorbție prin aceste decontări și prin implementarea efectivă a proiectelor. Da. Bun. Da, de fapt există perioada asta. De fapt sunt mai multe, putem să vorbim de absorpție în mai multe planuri. Este absorpția efectivă, adică ce se întoarce de la Comisia Europeană, urmarea cererilor de rambursare naționale transmise. Absorpția reală, adică putem să vorbim de absorpție în termen real, adică beneficiarii cheltuie și în momentul în care cheltuie sumele contractate, e clar că există o absorbție. Și mai există încă o sumă, dar nu vreau să intru în detalii foarte mult tehnice, care cuprinde inclusiv prefinanțarea, ceea ce se transmite inițial ca alocare dinspre comisie către statul membru. Dar cea mai importantă, evident, și la care ar trebui să ne raportăm cu toți, este absorpția efectivă, adică ce se întoarce de la Comisia Europeană și din planul ăsta suntem în momentul de față doar pe politica de coeziune, adică pe fondurile, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, la 22,6%. Crește un pic spre, aici sunt procentele, crește la 31,46%, nu știu dacă se vede cursorul. Da. Dacă luăm în calcul PNDR-ul, care stă binișor din punct de vedere al absorpției, și POPAM-ul, adică programul operațional pentru pescuit și afaceri marine, 25% maritime, 25%. Deci mai creștem un pic cu 10% pe politica agricolă comună, pe instrumentele financiare ale politicii agricole comune și politica comună pentru pescuit. Dar care sunt de fapt, unde e miza și unde e toată discuția și unde de fapt percepția publică se formează, e aici, pe primele procente aferente programelor operaționale sub umbrela politicii de coeziune. Nu că n-ar fi importantă politica agricolă comună, fiind tot o politică a cărui cadru legislativ se stabilește la nivelul Uniunii Europene. Iar în dreapta sunt pe tabelul ăsta, în tabelul din dreapta sunt alocările pe fiecare program operațional. Evident, suma cea mai mare, 2014-2020, a avut o program operațional de infrastructură mare, unde de fapt din ce se finanțează de fapt programele, proiectele majore, proiectele de transport, de mediu, care ar trebui să pape cei mai mulți bani. Bun. Și regionalul este ca alocare al doilea program operațional și intru un pic în programul operațional regional 2014-2020, pentru că este de fapt documentul, programul care se adresează cu precădere autorităților publice locale. În momentul de față avem peste 5.000 de contracte semnate pe programul operațional regional. Acum, să nu credeți că marea majoritate a contractelor sunt semnate cu autorități publice locale. Nu, în niciun caz. Aici, cei mai mulți dintre beneficiari vin din mediul privat pe prioritatea de investiții care, de fapt, se adresează micro-întreprinderilor și MM-urilor. De altfel, există în momentul de față o linie de finanțare pentru 3 regiuni din România deschisă, iar IMM-urile pot depune proiecte. Pe axa 4, vreau să insist un pic pe axa 4 pentru că este axa poate cea mai importantă, axa dedicată dezvoltării urbane durabile și care cuprinde 4 componente. Aici se finanțează proiectele de mobilitate urbană, se finanțează proiectele care au în vedere reconversia terenurilor abandonate, proiecte pe infrastructură destinată comunităților marginalizate și
ultimele două obiective specifice pe infrastructură, educație timpurie și învățământ profesional și tehnic. De ce axa 4 este importantă? Pentru că axa 4, de fapt, finanțează proiectele cuprinse în SIDU, da? În strategiile integrate de dezvoltare urbană. Tot ce ține dezvoltare urbană. Da. În aceste strategii și am câteva date referitoare la ceea ce se întâmplă la Brașov și cum, de fapt, cum performează unitatea administrativ-teritorială la nivelul municipiului Brașov, uitându-ne strict la axa 4. Bine, nici nu ne putem uita mai mult decât la axa 4, pentru că, în proporție covârșitoare, primăria Brașov are proiecte doar aici. Nu o spun nici că ar fi ceva bun, nici că ar fi ceva rău, e doar un fapt, dar evident că pot fi discuții pe care ar putea să le avem vis-a-vis de capacitatea, de exemplu, a primăriei de a depune proiecte și de a intra într-un apel competitiv cu alte primării. Am o întrebare în sensul ăsta puțin mai încolo, mai spre finalul prezentării tale. Axa 4, alocarea pe axa 4 se ridică la 1,3 miliarde de euro. Aici sunt beneficiari, adică cine poate depune proiect? Municipiul, reședință de județ. Sunt 39 de municipii, fără Tulcea, care au fiecare o alocare cumva prestabilită. Adică nu este o alocare, este evident regională. Programul operațional, de fapt, este un program care are spartă alocarea totală pe regiuni și există, evident, cumva o simetrie a finanțării în fiecare regiune. De altfel, scopul programului operațional regional este să reducă decalajele de dezvoltare între regiunile din interiorul României. Adică, cu alte cuvinte, de altfel și alocarea este diferită pe regiuni. Regiunile care au produsul intern brut pe locuitor mai mic decât sau mai mic, beneficiază de alocare mai mare. Deci, cumva, se încearcă prin programul ăsta operațional regional ca să se stimuleze investițiile, să se finanțeze proiecte care pot contribui la dezvoltarea regională pe prioritățile prevăzute în programul operațional regional. Și axa 4, întorcându-mă un pic la axa 4, are o alocare consistentă de 1,3 miliarde de euro, dar este o axă care, de fapt, reprezintă o sacoșe în care cei 1,3 miliarde de euro sunt distribuiți în funcție de strategia asta de dezvoltare integrată între municipii. Și alocarea pe care o primește fiecare municipiu se stabilește în funcție de cele trei criterii de aici de jos. Adică PIB-ul pe locuitor, bugetul operațional și o să discutăm un pic, o să vă arăt un pic care e bugetul operațional al Brașovului și populație. Cea mai mare pondere în stabilirea alocării are 50% o are populația. Deci, cu alte cuvinte, dacă regiunea, din punct de vedere al numărului de locuitori, este beneficiază sau are o populație consistentă, beneficiază poate proporțional de o alocare financiară mai mare. Și aici sunt niște discuții pe care am putea să le avem, ținând cont de migrația forței de muncă, de exemplu, din zonele de nord, dar nu e cazul. Ce vorbeam de strategie. Și la începutul intervenției povesteai un pic și îmi spuneai că am încercat cumva să pregătim live-ul ăsta și prezentarea de ceva săptămâni. Am încercat să-mi fac temele în procesul ăsta de elaborare a temelor. E drăguț așa să fii student din când în când, nu doar profesor. În procesul ăsta m-am uitat prin niște documente și m-am uitat inclusiv la discuția pe care a avut-o cu Ionuț săptămâna trecută și
sau acum 2 săptămâni, și sunt niște elemente foarte importante care ar trebui cumva punctate. Și dintre aceste multe elemente importante, poate cel mai relevant este cel care ține până la urmă de modul în care o astfel de strategie este elaborată. Și viziunea pe care ar trebui să o aibă strategia, și nu doar strategia, cât municipiul pentru care se elaborează o astfel de strategie. Știu că o astfel de strategie. Și m-am uitat un pic, de fapt, la două dintre orașele, municipiu, reședință de județ, performere, din punctul meu de vedere, pe componenta de accesare de finanțări și proiecte implementate și finanțări europene, la Oradea și la Alba Iulia. Oradea cumva a apărut mai degrabă vizibilă în ciclu financiar prezent. A avut un slow start, dar o creștere foarte abruptă în ultima perioadă, foarte multe proiecte finanțate, foarte multe lucruri schimbate în bine în Oradea. E suficient să te duci, să te plimbi și să vezi, de fapt, cam ce a însemnat finanțarea europeană în acest municipiu. Alba Iulia îl știu un pic mai bine, pentru că cumva... Neapărat că am crescut cu Alba Iulia, dar m-am uitat cu atenție la modul în care Alba Iulia și-a așezat de-a lungul timpului prioritățile. Și e foarte interesant, pentru că Alba Iulia, și insist un pic aici, Alba Iulia în 2007, în momentul în care a gândit strategia de dezvoltare a municipiului, a reușit să capaciteze toți factorii interesați, toți factorii relevanți din comunitate să-i determine să se alăture, și împreună au scris de fapt strategia. Împreună au identificat ce ar trebui să reprezinte priorități pentru Alba Iulia. Și poate mai mult de atât, să ajungă la un consens în ceea ce privește viziunea de dezvoltare a municipiului. Uitați-vă un pic, de fapt, la 2020 aici, ce își propunea în 2007 Alba Iulia: să devină un patrimoniu cultural deschis și atractiv pentru turiști, un centru urban de dezvoltare deschis către cunoaștere. Sunt câteva elemente pe care Alba Iulia, prin viziunea pe care le-a elaborat, le-a punctat extrem de bine și le-a urmărit. E foarte important să fii și consecvent, e foarte important să identifici prioritățile. Și e foarte important ca prioritățile identificate și viziunea de dezvoltare să fie împărtășite de către toată comunitatea. Asta înseamnă leadership. Corect. Trebuie să ai un primar. Trebuie să ai un primar care să și oameni care să capaciteze comunitatea, să-i determine, să-i facă să simtă că fac parte dintr-o echipă și să tragă toți la aceeași direcție, pentru că atâta vreme cât e ca într-o organizație până la urmă. Vreau să te întrerup un pic, să adaug ceva la punctul ăsta, pentru că îmi amintesc din cursul de scriere de proiecte pe fonduri structurale că pornea totul de la unde vrei să ajungi, care e obiectivul, care e problema, și începea totul cu o analiză a arborelui problemă. După care luai o bucățică din acel arbore și spuneai: pe astea eu pot să încerc să le rezolv sau să le ameliorez. Și transformai problemele în acele obiective specifice și așa mai departe. Toată schema asta este una logică și rațională. Câtă vreme ai într-adevăr genul ăsta de viziune și capacitatea asta de analiză. Din fericire, Comisia Europeană a condiționat alocarea, practic deblocarea acestor sume sau finanțarea, alocarea acestor finanțări către municipiile reședință de județ, de existența unei viziuni. Dar pe de altă parte, documentul acesta care se fundamentează viziunea, care s-a numit inițial PIDU, după aia SIDU, nu are neapărat în spate, adică e foarte greu să faci diferența între un document care e rodul unui proces cu adevărat bine așezat și inclusiv și care să implice toți factorii din societate, și un document care e scris, nu știu cum să zic, undeva într-un birou și care nu neapărat adresează problemele principale. Pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce spui tu despre Alba Iulia are foarte mult sens. Adică, pornind de la problemele unei comunități,
identifici niște ținte, niște direcții spre care să mergi și după aceea totul decurge cumva coerent. Dacă ne uităm la problemele sau dacă stăm să facem un exercițiu și să ne gândim la problemele Brașovului, putem vorbi foarte mult și despre mediul economic, de nevoia de investitori, de faptul că ne pleacă tinerii, de faptul că există o diferență între mediul universitar și între educație și nevoia de pe piața forței de muncă, toate lucrurile acestea. Însă dacă ne uităm în strategia noastră și în proiectele care sunt finanțate, pare că există niște planuri paralele, adică nu se leagă. Nu pare că strategia, în cazul nostru, rezolvă sau e gândită să rezolve problemele mari pe care putem să le identificăm. Exact sentimentul ăsta l-am avut uitându-mă așa în diagonală peste strategia zonei metropolitane. Există un fir roșu și până la urmă proiectele care, și o să discutăm un pic despre proiecte, proiectele care au fost incluse în strategie și în momentul de față sunt în implementare în număr de 15 per total, nu foarte multe. Nu știu, arată mai degrabă ca o listă de cumpărături decât ca un mănunchi de proiecte așezate coerent într-o filozofie a unei strategii care duce comunitatea într-o direcție în care comunitatea vrea să ajungă. Până la urmă despre asta vorbim. Adică implicarea comunității este extrem de importantă. Și de fapt diferența se face citind cele trei viziuni. Oradea, Alba Iulia, pe cele două strategii și zona metropolitană Brașov, care nu-i deloc o viziune care să inspire. Viziunea trebuie să inspire, trebuie să proiectezi în viitor o imagine a municipiului, a locului în care vei trăi. Da? Orădenii, când citesc viziunea municipiului Oradea, cumva parcau așa un sentiment de mândrie gândindu-se că vor deveni capitala Art Nova a României. Bine, și al stilul arhitectural cumva îi ajută. Dar e de fapt unic selling point-ul pe care tu ca comunitate, ca și comunitate, trebuie să-l identifici și să-l identifici nu stând într-un birou, ci implicând cumva comunitatea. Și comunitatea pe toate palierele comunității, de la mediul academic până la clustere, până la mediul de afaceri. Vom reveni la discuția asta spre final. Hai să vedem, să avansăm un pic pe zona de proiect. Da, aici cumva am pus niște elemente, m-am uitat în strategia integrată de dezvoltare urbană. Deci alocarea pe întreaga strategie până în 2023 este de 527 de milioane de euro pe toată zona metropolitană Brașov. Din aceste 527 de milioane de euro, doar pentru Brașov, pentru municipiu, adică, da. Pentru municipiu, da, 351 de milioane de euro. Cumva este bugetul operațional. Este bugetul despre care vorbeam, ca fiind unul dintre criteriile în baza cărora se stabilește alocarea din axa 4 pentru municipiul respectiv. Sunt trei criterii, ăsta e unul dintre ele, adică bugetul operațional. Cât te gândești tu să aloci pentru proiectele primăriei? Pe axa 4 POR, 186 de milioane de euro, care include, de fapt, FESI înseamnă Fondul European de Dezvoltare, Fondurile Europene Structurale și de Investiții, de fapt e componenta FEDER, bugetul local și bugetul de stat. Cu alte cuvinte, Brașovul
are pe axa 4 POR prevăzut în strategia integrată de dezvoltare urbană proiecte în valoare cumulată de 186 de milioane de euro. Din aceste 186 de milioane de euro, contribuția sau cumva estimarea sau alocarea pe care Brașovul a primit-o pe axa 4 POR este de 51 de milioane de euro. E cea mai mare pe regiunea centru. Sibiu are 32 de milioane, Târgu Mureșu pe locul 3 cu 30, Alba Iulia 17 milioane. Acum, simplist, o concluzie e următoarea. Toată alocarea, de fapt SIDU este o pungă în care se bagă toate finanțările pe care le are în vedere zona metropolitană Brașov până în 2023. Că sunt investiții private, că sunt din fonduri europene, din POR, că sunt din alte surse de finanțare, din PNDR, Erasmus Plus, strategia de integrată dezvoltare urbană a Brașovului, are inclusiv finanțări gândite de Erasmus Plus sau din mecanismul norvegian, de exemplu. Din aceste 3.527 de milioane, 351 sunt doar pentru primăria Brașov. Deci o șeptime din ceea ce gândește primăria Brașov că ar trebui să însemne valoarea acumulată a finanțărilor, a proiectelor importante pentru comunitate până în 2023, va fi acoperită din POR. Deci 51 de milioane din, de fapt, 351, o șeptime. Nu e o sumă foarte mare, dar e importantă până la urmă în condițiile în care există bugetul, e ca o plapumă și încerci să acoperi pe cât mai mulți. Da, astea sunt proiectele, astea sunt mai mari. Astea sunt toate, scuză-mă. Comparativ cu municipiile de reședință din regiunea centru, e cea mai mare alocare. Da, e cea mai mare alocare, da. Astea sunt toate cele 15, toate proiectele Brașovului, primăriei Brașov. Sau cel puțin ceea ce am găsit și crede-mă că m-am uitat cam pe unde, știu unde ar trebui să mă uit, semnate. În momentul de față, interesant nu e neapărat numărul, poate e interesantă și valoarea acumulată, deși numărul e interesant și spun și de ce e interesant. Pentru că până la urmă e ca atunci când ești sportiv de performanță și te antrenezi și numărul de antrenamente e important, dar e mai important și numărul de jocuri pe care le ai în picioare. Și Brașovul, din perspectiva asta, a jocurilor pe care le are în picioare pe perioada 2014-2020 e un pic întârziat, adică e în urmă cu pregătirea. Și spun asta uitându-mă de fapt la o comparație cu celelalte sau cu trei dintre municipiile reședință de județ. Brașov are 15 proiecte per total pe toată perioada financiară actuală, dintre care 14 sunt doar pe axa 4. Repet, axa 4 nu este axa 4 din POR, aici nu este competiție de proiecte, nu sunt apeluri competitive. Deci nu există antrenamentul ăsta pe care l-ai sau jocurile oficiale pe care l-ai și în care te mai călești, mai vezi dacă ești competitiv pe piață, mai te întreci cu altă localitate și încerci de fapt să vezi care e capacitatea ta, că până la urmă aici se reflectă în capacitatea proprie de a reuși să accesezi și să implementezi niște finanțări europene. Oradea are 36, Timișoara 34, Clujul 29, Iașu 11. Dar important e de fapt câte sunt sub axa 4 pe celelalte 4 municipii. Oradea are 13 din 36, deci pe doar 13 proiecte intră într-un apel necompetitiv, adică sunt finanțate pentru că sunt trecute în strategia integrată de dezvoltare urbană. Restul de 36 minus 13, 23,
sunt urmarea unor apeluri competitive la care primăria Oradea a participat, pe POCA, pe POIM. A, apropo, interesant, am aflat astăzi că Brașovul, de exemplu, nu are proiect contractat pe POCA pentru pregătirea SIDU 2021-2027. Oradea are. Practic, noi ce înseamnă pregătirea următoarei strategii, a următorului ciclu programatic, se putea face și chiar ar fi fost bine să fie făcută exact pe POCA, pe program operațional, da, capacitatea administrativă. Au fost trei apeluri lansate. Pe POCA, pentru autoritățile locale, pentru municipiile reședință de județ, pentru localitățile, mi se pare, cu peste 47.000 de locuitori, în care astfel de beneficiari puteau să depună și primeau o finanțare europeană pentru a pregăti strategia, portofoliu de proiecte post-2021. Agenția Metropolitană era eligibilă pe acest apel. În cazul Brașovului, Agenția Metropolitană este cea care elaborează strategiile astea și de asta te întreb. Era eligibilă? Da. Bun, mie mi se pare foarte important, dincolo de POCA, pe care le vedem aproape peretutindeni, deci tot ce înseamnă capacitatea administrativă pe care poți să le folosești pentru îmbunătățirea, exact ce-i spune numele, capacității administrative și eficientizarea serviciilor. Mi se pare foarte importantă și zona de POIM, de Program Operațional Infrastructură Mare. Știi cumva cam ce genuri de proiecte poate să acceseze un municipiu din această ligă, de pildă Oradea, Timișoara, Iași? Ne referim aici la pasaje, ne referim la elemente de la centură ocolitoare, lucruri de genul acesta? Da. Da, sunt proiecte pe care autoritățile publice locale le pot depune pe programul operațional de infrastructură mare și au în vedere cu precădere proiecte de mediu. Cam asta au autoritățile publice locale de aici. Celebrele gropi de gunoi care necesită închidere și am înțeles. Bun. Vreau să mă întorc un pic. Da, deci astea sunt, spuneam că sunt 15 proiecte, dar din aceste 15 proiecte, 3 sunt în parteneriat cu alte municipii pe mobilitate urbană. Cumva spre finalul perioadei de programare. Ministerul Lucrărilor Publice. Cu Ministerul Lucrărilor Publice, da. Spre finalul perioadei de programare, cumva ministerul a încercat să adune toate interesele în zona asta ale municipiilor, pentru că municipiile s-au lovit de o problemă destul de mare. Ofertanții, cei care puteau să furnizeze trolebuze electrice, autobuze electrice, stații de încărcare lente, rapide, nu erau neapărat interesați să participe la licitații pentru 3 sau 6 autobuze și atunci cumva Ministerul Lucrărilor Publice a strâns sub umbrela unor proiecte interesele și nevoia de finanțare în zona asta a mai multor autorități. Și astea 3 proiecte de aici, din al treilea bullet, sunt proiecte pe mobilitate urbană. Bugetul cumva e împărțit între parteneri pe achiziții de autobuze electrice, trolebuze și stații de încărcare. De fapt, Brașovul, din cele 14 proiecte pe POR, deci 15 în total, 14 sunt pe POR, iar din cele 14 pe POR, 4 sunt pe achiziții de echipamente pe zona de mobilitate urbană, autobuze electrice, trolebuze, sunt astea 3 și mai e încă unul. Și l-am, cred că pe undeva și pe aici, nu știu dacă e neapărat relevant. Pe mobilitate? Da, da. Mai erau cele cu pistele de biciclete, cu trasele? Da, da, zic doar, nu pe mobilitate, zic doar pe autobuze electrice, trolebuze electrice. Da, da, mai e și cel... Era Park and Ride-ul din Bartolomeu? Da, da, Park and Ride-ul din Bartolomeu. Da. Bun.
valoarea acumulată 250 a celor 15 proiecte, 251 de milioane de lei. Deci asta este ce a reușit Brașovul să contracteze, că deocamdată nu vorbim de cheltuire efectivă, de absorpție efectivă, că s-ar putea să nu cheltuie suma contractată. Aici e o listă cu proiectele ale municipiilor la care ne-am uitat, finanțate sub alte programe operaționale, și uite că chiar mă întrebai de tipuri de proiecte ale autorităților locale. Uite, de exemplu, Iașu are proiect pe reabilitarea sistemului de termoficare și da, două proiecte pe termoficare. Și mai există Oradea, are pe tot pe sistem de termoficare urbană. Sistem de termoficare, pe astea sunt cu precădere proiectele finanțate din programul operațional de infrastructură mare. Aici am inserat cumva un link. Noi la fonduri structurale, odată cu criza COVID și cu nevoia din ce în ce mai stringentă de finanțări, am făcut o pagină dedicată. Și e interesant, cei care urmăresc live-ul și cei care se vor uita la înregistrare, poate să intre pe link-ul ăsta și pot vedea finanțele disponibile în moment, e actualizat zilnic, finanțele disponibile în momentul de față pentru cele trei mari categorii de beneficiari. Adică avem pe autorități publice o pagină, avem pentru mediul de afaceri o pagină și pentru sectorul non-guvernamental o pagină. Și evident cu detaliile aferente. E un volum foarte mare, adică domeniul ăsta al finanțării, și nu doar finanțări europene, sunt toate finanțele disponibile în momentul de față. Am încercat de altfel să centralizăm, să integrăm, să aducem la oaltă niște informații care sunt în momentul de față, pot fi vitale pentru cei care caută finanțare și nu se regăsesc, de exemplu. Da. Pentru toate tipurile de beneficiari și toate tipurile de finanțări. Da, deși mai sunt niște categorii de beneficiari care nu sunt acoperiți, dar nu, încercăm și noi, măcar în perioada următoare financiară, să îi includem și să... Vreau să trecem prin ce-a mai rămas din prezentare și după aceea să preluăm și din întrebări și din comentarii și să avem și o discuție liberă pe concluzii. Foarte, foarte rapid, poate am putea să avem o discuție separată pe 2021-2027, după ce lucrurile cumva se mai așează și la nivelul Comisiei și la nivelul Uniunii Europene, post-pandemie, pentru că cumva efortul bugetar și dinspre Uniunea Europeană a fost semnificativ. Vor fi 8 programe, deci asta este în intenție, să existe 8 programe operaționale regionale. În momentul de față este unul singur, care cumva are aceleași linii de finanțare în toate regiunile, toate cele 8 regiuni pe care le acoperă, și se dorește, există un proiect care în momentul de față este în Parlament, prin care ADR-urile, deci organizațiile care în momentul de față sunt parte a mecanismului de implementare a actualului program operațional regional, vor deveni autorități de management, adică vor avea pâinea și cuțitul în ceea ce privește finanțarea regională. Evident că intrăm într-o discuție tehnică, pentru că toate AME-urile astea necesită certificare, un proces care durează foarte mult. Poți să faci partea asta formal, adică să demarezi procesul de certificare, care poate să ține 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, sau poți să o faci practic, poți să o faci faptic. Poți să delegi niște atribuții de la ministere către ADR-uri care să le transforme de facto în aceste agenții de management. Greșesc? Nu. Bun. Ai dreptate. E un proces complex, dar
Are niște avantaje, pentru că trecerea la mecanismul de finanțare regional cumva aduce finanțarea mai aproape de beneficiar și asta este important. Și programele operaționale, măcar la nivel teoretic, că e important și cum se face consultarea publică. Aici e un lucru care, evident, e important. Finanțarea se calibrează sau vine în sprijinul unor nevoi punctuale identificate pe fiecare regiune. Nu vor fi de o acord. programe regionale Suntem de identice. acord că descentralizarea e un lucru bun. Adică da, nu cu nu avem de prea mult acord. De discutat pe tema asta. Suntem de acord. Cumva cu trebuie să vină, trebuie să vină finanțarea, trebuie să încurajăm ca finanțarea, indiferent de forma ei de finanțare, să vină mai aproape de comunitate și din perspectiva finanțării unor proiecte ale comunității și din perspectiva finanțării de către comunitatea unor proiecte interesante. Și aici poate am avea la un moment dat o discuție, am putea să avem o discuție despre ce înseamnă finanțări pentru comunitate și dinspre comunitate, legate de bugetare participativă, legate de finanțare participativă, legate de fapt de modul în care poți să aduci poți să aduci cetățeanul și poți să-l cointeresezi și extrinsec, și intrinsec și extrinsec când a susține niște inițiative locale. Ok. Care, dincolo de cadrul macro, care vezi că ar fi provocările la nivel local pe următorul ciclu de finanțare? Adică, ce am învățat noi din precedentele două cicluri? Care ar fi... Am câteva întrebări. În primul rând, care sunt modelele de organizare pe zona asta de fonduri europene pe care le-ai văzut la diverse primării sau la diverse OAT-uri? Și care e cel care funcționează cel mai bine? Pentru că empiric toată lumea spune, bun, vrei să schimbi cu ceva societatea asta, vrei să schimbi performanța și felul în care un municipiu se dezvoltă, ia-ți niște oameni buni pe fonduri europene. Există deja în fiecare municipiu un departament sau există agențiile metropolitane care fac treaba asta pentru întreaga zonă. Tu cum vezi zona asta de organizare? Ce ar trebui să facă un primar care vrea să schimbe lucrurile într-un municipiu reședință de județ, astfel încât să folosească la maxim perioada 2021-2027? Pot să-ți răspund varianta scurtă? Te rog. Omul sfințește locul. Dincolo de organigrame, dincolo de proceduri, dincolo de structuri organizatorice mai suple sau matriciale sau calate pe sau specializate și calate pe accesarea de finanțare. Important sunt oamenii care lucrează în aceste structuri. Important e leadership-ul, important e modul în care ceea ce faci e important pentru tine și din perspectiva rezultatelor pe care le generezi, pentru că fiecare om, indiferent de locul în care activează, cumva este imaginea propriilor rezultate. Și e foarte important ca să fii performant într-un domeniu și în domeniul finanțelor europene, este să ai și oameni foarte buni, specialiști în zona de finanțări europene, dar și oameni pentru care finanțarea nu e un scop în sine, ci e mai degrabă un mijloc. Să aduci valoare adăugată pentru comunitate. Asta e important. Dacă ai, vezi, dincolo de leu care îți intră în portofel la fiecare 15 ale lunii, atunci poți, prin felul în care te implici, să schimbi niște lucruri. Da? Peștele de la cap se împute și tot acolo. Că sunt oameni care sfințesc și oameni care desfințesc locuri. Da, important e să-i găsim pe cei care pot schimba și aduce valoare adăugată. Deci nu există, nu sunt nici adeptul generalizării, sunt adeptul cumva al identificării unor soluții punctuale în funcție de nevoia punctuală pe care o ai. Asta până la urmă înseamnă și descentralizare și dacă te uiți la modul în care performează o autoritate publică locală, trebuie cumva să-i încerci să identifici
nevoile actuale, reale, și să vii cu niște soluții care pot ține fie de oameni competenți, fie de niște traininguri care ar putea să fie livrate, sau de, nu știu, o structură organizatorică mai suplă. Sau sunt și modele, de Alba Iulia are un astfel de model. Eu am, de cursul timpului, cred că am făcut cel puțin 7 sau 8 traininguri pentru valurile de tineri entuziaști care se alăturau echipei de la Alba Iulia în încercarea autorităților locale de a aduce finanțarea europeană rapid în comunitate. Corect. Sunt de acord cu ce ai spus și ai zis-o foarte bine, cu omul sfințește locul, și vedem asta și din felul în care ne raportăm la modele de bune practici. Adică vorbim despre Ciugud. Ciugud nu este o comună mult diferită de alte comune, doar că a existat acolo un om organizat și competent și cu viziune care a știut să organizeze lucrurile astfel încât să folosească aceste fonduri pentru o dezvoltare reală a comunei sale. Să inspire, să strângă comunitatea în jurul lui. Despre asta e vorba. La fel Oradea, la fel Alba Iulia. Cred că dincolo de om, mai este un aspect legat de cadru pe care reușești să-l setezi. Pentru că așteptarea nu este să vină un gânditor care să pună pe masă, uite, asta e strategia, de acum va curge lapte și miere. Cred că valoarea este în felul în care reușești să implici comunitate și toate nivelurile ei. Adică să aduci mediul economic, să aduci mediul academic, universitar, educațional, să aduci societate civilă la masă. Iar, din păcate, cred că și în zona asta avem foarte multe de învățat la Brașov, sau autoritățile locale au foarte mult de învățat. Lipsesc dezbaterile. Noi nu știm să facem consultare publică. Și suntem obligați să o facem, știm să o bifăm, dar nu știm să o facem cu adevărat și nu știm să tragem foloasele din urma ei. Real, real. Păi chiar vorbeam cu echipa, cu fetele, apropo de analizele pe care le-am făcut de-a lungul timpului și modul în care unele autorități reacționează la ceea ce transmitem, la propuneri sau la recomandări. Foarte puțină reacție dinspre autorități către noi. Adică trimitem ca și cum luăm un pachet de hârtii, de documente și le aruncăm pe geam. Nu știm, au avut sau nu au avut efect. Sunt luate în considerare, se schimbă ceva. E foarte important să existe și să existe comunicarea asta în dublu sens. Pe de o parte și pe de altă parte, din perspectiva asta a finanțatorului, ar trebui cumva, au trecut atâția ani și de încă de la început e o temă pe care tot insist, finanțatorul ar trebui să vadă beneficiarii ca pe un partener mai degrabă decât ca pe un vinovat prin definiție. Da, mă rog, cred că sunt multe lucruri de spus pe zona asta și frica cu care anumiți funcționari din zona autorităților de management se raportează la proiecte și la de asumare, de și tot. Și acolo tot o problemă de leadership e la final. Și la un moment dat chiar aveam un blog în care scriam povești din tărâmul ăsta magic al fondurilor europene și tot felul de cazuri bizare din interacțiunea cu ministerele. Vreau să te întreb, mai sunt lucruri în prezentare pe care vrei să zăbovim? Că aș trece și la a răspunde. Hai să trecem la întrebări, că până la urmă sunt... Bun. Dacă nu te superi, opresc share-ul să ni se vadă fețele. Bun, am primit mai multe întrebări, trec prin ele și mă opresc la prima. Întreabă Mirel, unde găsim informații despre accesare fonduri europene ca UAT? Cred că a răspuns deja Dragoș, fonduri-structurale.ro este un agregator pe care îl recomand și eu.
Evident, ministerele sunt cele care mai public Partea primară ascultă. e acolo, da. ADR-urile publică, ar trebui să publice rapoarte legate de gradul de contractare, rambursări și alte informații de acest gen. ADR-Centru este ADR-ul Brașovului, care se află, are sediul la Alba Iulia. Întrebare pentru Alan. USR are în vizor pregătire în domeniu pentru membrii. Mirel, există multe inițiative și programe de pregătire în interiorul USR-ului, în filiale, practic. Discuții precum cea de azi au fost și vor mai fi, adică există un program pentru tot ce înseamnă pregătirea viitorilor consilieri locali și a viitorilor aleși ai Alianței USR Plus. Există programe săptămânale de training pe care le organizează Alianța în acest scop. Prin urmare, cred că ți-am răspuns la întrebare. Ne întreabă Anca Danciu. Vrea să știe dacă vor, nu neapărat în legătură directă cu discuția pe finanțări pentru OAT-uri, dar are legătură cu programele de finanțare europene, dacă se vor lansa programe europene sau naționale pe termen scurt prin care beneficiarii să acceseze finanțarea până la sfârșitul acestui an. Că s-au anunțat în principiu unele ajutoare de stat sau cu administrator de grant. Ea zice că știe că există Diaspora Startup și Innotech Student. Innotech Student va fi, da, va fi lansat, din câte știu, în perioada următoare. Deja a fost ghidul solicitantului spre consultare, noi am trimis o serie de observații. Alocarea nu e foarte mare, se finanțează doar parcă 10 sau da, parcă 10 proiecte. Valoarea maximă a unui proiect e de 2 milioane, mi se pare că sunt 20 de milioane disponibile. Și mecanismul e de tip administrator de grant, adică beneficiarii sunt studenți, beneficiarii finali sunt studenți și ei solicită finanțare pentru propria idee de afaceri în urma unui, sau primesc finanțare în urma unui proces de selecție pe care îl organizează și îl gestionează administratorul de grant ales de către ministrul fondurilor. Inclusiv training în proces. Da, 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 training, mentorat, cumva pe același mecanism de finanțare cum e România Startup Plus sau Diaspora Startup. Există și altceva pe termen scurt cu posibilitatea de a fi accesat până la finalul acestui an? Întreabă... Pentru IMM-uri s-ar putea să fie. Acum sunt discuții și cumva dinspre Coaliția pentru Dezvoltarea României fac parte din Task Force și ăsta e mesajul pe care l-am tot transmis în ultima perioadă autorităților și Ministerului Fondurilor Europene, să se lanseze finanțări pentru mediul de afaceri, pentru IMM-uri și pe deocamdată doar regiunile din sud, pentru că au mai rămas niște bani de în urma apelurilor anterioare și au fost lansate apeluri pentru Sud-Muntenia, Sud-Est și Sud-Vest. Dar nevoia de finanțare este foarte mare, se regăsește la nivelul întregii țări, tuturor regiunilor și se ia în calcul, din câte am înțeles, se discută o relansare pentru mediul de afaceri, pe POR, pe programul operațional regional, pe axa dedicată mediului de afaceri, care să acopere toate regiunile și care să... să extindă, de fapt, plaja domeniilor CAEN eligibile, care e restrictivă, care e destul de restrânsă în momentul de față. Deci, pare să că o să fie, în momentul în care avem mai multe informații, clar că ele vor fi publicate. Ok. Ar putea să se lanseze diaspora, dar totul depinde de... E ca un proces în cascadă, în care, nu neapărat ca un proces în cascadă, ca atunci când ai în mână niște prăjiturele și pandemia ți-a mâncat din prăjiturile respective și mai două, trei firmituri și încerci să vezi cam pe unde e nevoie ca să lansezi niște apeluri de proiecte. Trebuie să vedem exact ce rămâne în urma lansărilor sau urma alocărilor pentru a adresa efectele COVID. Șomaj tehnic, foarte mult din POC-ul, din programul operațional pe capital uman s-a dus în zona asta și dinspre POR pe echipamente medicale necesare spitalelor. Și atunci atragem o linie și vedem
mod normal ar trebui să mai existe și până la urmă e important să finanțezi și activitatea firmelor, producția, activități productive în sensul ăsta, nu doar subvenții și șomaj, adică nemunca, cu alte cuvinte. Corect. Ne întreabă Nicolae Stoica, să mă rog, face un comentariu în primul rând. Oradea a reușit în 10 ani să atragă peste 240 de milioane de euro din fonduri europene. Ce ar trebui să facem la Brașov pentru a se ajunge la o performanță similară? Este o întrebare bună, mai ales că cel puțin pe primul ciclu, când vorbeam de PIDU, era o ligă diferită. Pentru că Brașovul era pol de creștere, avea o alocare dedicată, Oradea trebuia să fie, să intre într-un competiție directă cu alte municipii de talia ei. Și poate că și asta a contribuit, nu? La călire și la dezvoltarea unei capacități suplimentare. Acum, din punctul meu de vedere, e necesară o evaluare. Eu cred că personalul care scrie proiecte în cadrul acestor UAT-uri este un personal care s-a specializat. Adică problemele nu cred că sunt la nivel de e prost scris proiectul și n-a fost aprobat. Problemele vin de la nivelul de leadership și de viziune. Aș avea niște rezerve, m-am uitat pe niște fișe de proiect și aș avea niște rezerve. Nu vreau să intru în detalii tehnice de scriere de proiect și de asumare. Adică e inadmisibil să văd o fișă de proiect pe un site al primăriei, fișă de proiect care are printre obiective specifice, adică ceea ce ți-asumi tu prin proiect, reducerea emisiilor de CO2 la 5 ani după terminarea proiectului. Păi, nu. Da. L-ai provocat, ți-am răspuns. Da, da, a fost aprobat, că e interesant. Da, e în implementare, e fișa de proiect, am dat click și... E interesant și evaluatorul. Aici cred că e o discuție un pic mai largă, pentru că s-ar putea ca cumva obiectivele astea specifice să fi fost luate din obiectivele specifice ale planului de mobilitate. Da, și, da, e ceva ce ți-asum. Ele adică, din cascadă, cumva. Ține de o evaluare rațională a unui risc pe care ți-l asumi. Poate să fie într-adevăr un deziderat la nivel de impact să reduci cu 1% aceste emisii. Dar s-ar putea ca tu, făcându-ți toate activitățile proiectului corect, perfect, să ai absorbție 100% pe proiectul respectiv și ceva să se întâmple în mediu, astfel încât în 5 ani de la finalizare să nu-ți atingi de fapt ceea ce ți-ai asumat. Da, eu cred că dincolo de partea asta, care e o parte de a transpune într-o formă și într-un framework definit, în acel PMC, cred că era Project Management Cycle, și a transpune de fapt niște elemente de viziune, e important să ai viziunea respectivă și să fie corect fundamentată. Dacă țin minte bine, în momentul în care se discuta despre SIDU, a fost un apel quasi public și a fost o adunare la primărie în care veneau diverse entități și spuneau, uite, noi credem că asta ar trebui să fie finanțat. Se adunase o găleată foarte mare de idei, care cred că însumau undeva la 350 de milioane de euro, adică de vreo 7 ori peste cât era strict alocarea pe axa respectivă, pe POR, pe axa 4. După care nu s-a mai aflat absolut nimic, adică n-a mai existat nimic transparent. Hai să vedem care e prioritizarea, pe ce baze, pe ce criterii se face prioritizarea, cum o facem, toate dezbaterile publice aferente acestui proces și mai mult implicarea cât mai multe entități. Dacă vorbim despre dezvoltare economică, evident că ar trebui să stăm de vorbă cu industriile și cu verticalele importante pentru Brașov. Ar trebui să discutăm cu cei din domeniul turismului, cu hoteluri, cu cârciumari, cu cei care fac festivaluri, evenimente, toate lucrurile astea și să vedem care e nevoia reală, care e potențialul de dezvoltare pe fiecare zonă. Ar trebui să discutăm cu zona de IT și să vedem, bun, voi IT-ști din Brașov, cum vă este? Vouă cum vă este? Vă este greu, vă este bine? Aveți perspective de atragere de forță de muncă și de unde ați avea-o? Cu cine vă luptați? Cum faceți față să țineți pasul cu Clujul? Sau mai este realist să ne gândim că în 10 ani de zile vom ține pasul cu Clujul pe zona asta sau nu?
și cu Iașu, și cu Timișoara, și cu alte centre. Zona de automotive, care sunt perspectivele? În ce măsură tranziția către automobile electrice ne va afecta tot ce avem noi, mii de locuri de muncă pe zona asta, pe industria asta? Și toate aceste întrebări sunt strict pe zona economică și ar trebui concluziile lor să vină într-o fundamentare a unei părticele din acea viziune mare de dezvoltare a orașului. După care poate tragem concluziile că facem un centru de afaceri și din momentul în care am tras concluzia aia știm și cum îl vom administra și ce plus valoare va genera el. Nu pentru invers. Stai că se finanțează centre de afaceri, facem unul și mai vedem noi după aia ce-i cu el. Poate îl facem spital COVID cu paturi din astea temporare. Deci, bine, și aici e o discuție. Până la urmă există două... Din păcate, și aici îți dau dreptate, din păcate, finanțările europene au fost privite ca majoritatea cazurilor ca o listă de cumpărături. Ok, ce se finanțează? Să vedem. Asta, 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 asta. Hai să trecem și noi în strategie, că dacă se finanțează, de ce să nu avem proiecte în zona asta? Dar pe de altă parte, și mă gândesc un pic din perspectiva asta, exemplului dat de tine cu centru de afaceri. S-ar putea ca un centru de genul ăsta, chiar dacă poate în primă fază nu reprezintă soluția la niște nevoi reale identificate sau la niște nevoi reale actuale, ci poate identificate cu ani de zile în urmă, să stimuleze cererea, să determine poate ca anumite business-uri fie să rămână în Brașov, că există o astfel de infrastructură, poate să se relocheze în Brașov pentru că există o astfel de infrastructură. Adică am putea să privim și din perspectiva asta, doar ca discuție. Cu o condiție. Condiția să viziunea care ți-a lipsit inițial, să o construiești pe parcurs. Altfel nu ai cum. Într-adevăr, aici sunt de acord cu tine. Există mai multe paliere la care putem vorbi de performanță și de eficiență și de bună practică. Ideal este să ai o viziune și să folosești finanțarea în a implementa, a pune în practică acea viziune. Dacă nu ești capabil să ai viziunea aia, măcar să faci lista de cumpărături. Pe ideea de, uite, am văzut un cal, hai că-l iau, că văd, poate îmi fac căruță peste 2 ani. Sau învăț să călăresc, nu știu. Da, și cam dezvolt niște abilități. Faptul că avem niște asset-uri, că avem un centru de afaceri, e evident un plus. E mai bine decât dacă nu-l aveam și dacă pierdeam niște posibilități de finanțare. Ce facem cu el încă nu e clar. Și în continuare suntem în așteptarea acelei viziuni și suntem datori să o formulăm. Dar cred că acolo este principalul minus și principala nemulțumire pe care mulți dintre brașoveni au la adresa administrației actuale. Nu faptul că nu avem un oraș bine administrat, deși și acolo sunt discuții. Adică putem discuta că e asfaltat oraș și care panseluțe, dar și acolo... Hai să trecem la nivelul următor. Anumite zone nu avem asfalt în anumite cartiere și pe dezvoltările imobiliare noi, dar exact asta e vorba. Care e nivelul următor? Dincolo de a avea troleibuze, asfalt și panseluțe, ce facem mai departe? Cum facem să jucăm în liga mare, în liga acelor orașe la care ne uitam și în prezentarea ta? Și pornim de la viziune. Cum se construiește o astfel de viziune? Ai zis de Alba Iulia. Păi, viziunea e poate principala componentă a unui bun leadership. De la lideri. Bun. Dacă eu zic, uite, astea sunt problemele. Avem nevoie de salarii mai bune decât avem la ora actuală. Avem nevoie de o perspectivă să ne ținem tinerii, pentru că mulți dintre ei pleacă. Avem nevoie de o universitate mai bună. Avem nevoie de o rezolvare rapidă a problemelor de mediu, tot ce înseamnă calitatea aerului, deșeuri și toate lucrurile astea. Care sunt partenerii esențiali pe care îi aduci într-o astfel de discuție ca autoritate locală? Am vorbit despre mediul economic. Dincolo de asta,
Există toată zona de educație, cu focus și cu accent suplimentar pe zona universitară, pentru că acolo ți se califică forța de muncă. Și, mă rog, și școlile profesionale. Dar care sunt resursele pe zona de consultanță și de expertiză? Pentru că ni se tot aruncă din când în când sub nas că am consultat experții de la Banca Mondială. Dom'le, gata, știm toate lucrurile, vom avea, avem și viziune pentru că au venit experții de la Banca Mondială. Tot auzim treaba asta la nivelul primăriei Brașov. Cum vezi tu lucrurile pe strict pe zona de validare și de cristalizare a unei viziuni? O să-ți răspund încercând să-mi aduc aminte de modul în care anumite autorități publice locale și-au construit și au considerat de cuvință să facă vizibil inclusiv procesul de elaborare a unei astfel de strategii și a unei astfel de viziuni. Și iarăși mă întorc la Alba Iulia. Deci Alba Iulia, strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia, cuprinde pe prima pagină cei care sunt implicați în elaborarea strategiei. Comitet de consultare strategică. Bine, există niște experți, nu mai țin minte exact cu cine au făcut-o, dar există niște experți care, de fapt, nu i-au ajutat nu le-au formulat prioritățile sau nu le-au identificat prioritățile, ci i-au ajutat să-și identifice și să-și găsească nevoile și în baza nevoilor să-și elaboreze prioritatea. Adică au pus la punct, de fapt, au așezat procesul, mecanismul. Iar pe mecanismul ăsta, inclusiv mecanism de identificare a celor pe care ar trebui să-i consulți în momentul în care îți dezvolți o astfel de viziune. Care sunt categoriile relevante pentru municipiul Brașov? Și le identifici, una, două, trei, patru, cinci. De la, eu știu, servicii de concentrate până la mediul academic, trecând prin mediul de afaceri și toate categoriile pe verticală relevante. Și le aduci la masă. Și nu le aduci la masă, evident, reprezentanții. Nu le aduci la masă și încerci să pleci de la nevoile lor punctuale, ci împreună cu ei să te gândești și să-ți închipui și să-ți imaginezi și nu e exact ceea ce ar trebui să se întâmple. Cum ar trebui să arate comunitatea în care acești membri aleși reprezentanți s-ar regăsi, ar vrea să o vadă într-un orizont de timp, nu știu, de 10 ani sau de 7 ani sau de... Bine, viziunile de obicei se elaborează pe o perioadă de mai mare de timp. Dar împreună cu ei construiești, pentru că atâta vreme cât reușești să inspiri, da, și reușești să atragi oamenii lângă tine, comunitatea lângă tine, să-i faci să își dorească ceva, e clar că te vor sprijini în identificarea lucrurilor mai mărunte, sau nu neapărat mai mărunte, mai concrete, mai specifice legate de cum ajungi tu acolo, cum ajungi în viitorul ideal pe care îl vezi. Poate părea ușor teoretic, dar ăsta e mecanismul, așa se face. Oradea așa a făcut, corect. Alba Iulia așa a făcut. Ce vrem? Care e unic selling point-ul nostru? Cum vrem noi să fim văzuți? Elementele identitare, de fapt. Da. Da. Caracteristica, avantajul nostru, cu ce ieșim în față? Diferențiatorii, da. Evident că nu, diferențiatorul. Evident că nu doar acolo te axezi, că nu poți să te axezi. Sunt foarte multe comunități sau industrii pe care trebuie să le adresezi și care trebuie să stai de vorbă. Dar până la urmă poți să găsești un fir roșu și de fapt să aduni energiile. Cât timp ar dura un astfel de proces astfel încât să-l faci cum trebuie? Te întreb pentru că noi suntem într-un moment de 2020 care e un an electoral prin definiție. Nu știm cum va arăta toată partea asta de alegeri locale.
După care, evident că există și la nivel european, discutam și cu Dacian Cioloș și cu europarlamentarii noștri despre cât de importantă e luna mai în regândirea și reașezarea perspectivelor pe următorul ciclu financiar. Deci vom afla mai multe lucruri și vor fi definite chiar as we speak, zilele astea, săptămânile astea. Dar dincolo de asta, vom ajunge la momentul în care va trebui să avem strategia pe următorul ciclu. Faptul că, revin la ce ai prezentat tu, faptul că noi nu am accesat fonduri pe POCA pentru a pregăti această strategie e un mare minus și, din punctul meu de vedere, un fail, un eșec. Pentru că puteam să facem, să finanțăm acest proces despre care vorbești și tu. Dar dintr-o perspectivă de timp, este târziu, este devreme, este momentul să avem discuțiile astea? Cum vezi? Unde vezi că ne aflăm? Strict, ce înseamnă pregătirea următoarei strategii și definirea acelei viziuni, de fapt, care să stea la baza definirii următoarei strategii? Eu sunt, în esență, un optimist sau cel puțin încerc să văd lucrurile într-o lumină caldă. Așa. Niciodată nu e târziu până la urmă. Important este să se întâmple, să faci ceva, nu să stai să băltești, că dacă stai și trece timpul pe lângă tine, evident că n-ai niște rezultate și nu ai cu ce să te mândrești. Nu este târziu. Știu, Oradea acum contractează, de exemplu, pe POCA pentru 2021-2027. Ar fi timp. Să vedem cum ne așezăm și din perspectiva unor proiecte pe care le-am semnat în acest an sau la finalul anului trecut, vorbesc de autorități locale și pe care le implementăm în perioada următoare, dacă se prelungește, dacă nu reușim, poate ele vor fi fazate pe perioada 2021-2027, dar asta vine cu, evident, niște dezavantaje, că va fi cheltuită din alocarea financiară respectivă, dar e un proces care durează. Consultarea asta publică durează. Acum spun că nu-i târziu, gândindu-mă la momentul în care Oradea se pregătește pentru 2021-2027, dar avantajul, cel puțin așa simt, avantajul Oradei, municipiului Oradea în momentul de față, în comparație cu Brașovul, e că au deja, municipiul are deja entuziasmul alături de primărie, entuziasmul comunității, lucrurile sunt vizibile că s-au mișcat în Oradea, orice proces de consultare publică care ar putea să fie inițiat de municipiul Oradea în perioada următoare, e clar că va fi privit cu o mai mare receptivitate, rezonanță, dorință de a se alătura și de a da feedback, de a se implica. Asta e, de fapt, cel mai important proces în tot ceea ce înseamnă elaborarea strategiei. Restul sunt niște lucruri pe care le treci într-un document și le agrezi. Dar implicarea comunității, aducerea la oaltă a intereselor și identificarea interesului comun. Oradea are un interes comun, are o viziune, are un fir, are o imagine în viitor, are o proiecție. Și cam toți de acolo, din comunitatea respectivă, nu doar Oradea, cred că sunt și multe alte autorități sau consilii sau municipii, comunități care cumva sunt în aceeași fază. Important e nu să așezi, ci important e să aduci comunitatea, să strângi de fapt în jurul tău pe cei care ar putea să te ajute să... Corect. Și revenim la discuția legată de leadership și de... Da. Și cred că și de ambiții. Adică e nevoie să ai o ambiție și să te gândești și în termeni din ăștia. De ce poate Bolojan și eu nu pot sau n-aș putea? Bă, da, să mă uit și eu în urmă, să văd și eu, uite că am făcut ceva. Uitându-mă pe toate felul, pe fiecare lucru, de la faptul că a eficientizat aparatul primăriei și și-a făcut calculele că de banii economisiți o să mai facă un pod peste Someș, lucruri de genul ăsta. De la faptul că, dacă ne uităm la niște chestii simple, cum se pune piatră cubică și cum arată piatra cubică pusă în Oradea, cum arată piatra cubică pusă din fonduri europene în Brașov și cum arată după niște ani de zile, puține ani de zile.
Ne dăm seama că e o diferență și diferența asta e bine să o vedem și e bine să ne stârnească ambiția în, acolo, să ne râcâie un pic în mândria noastră. Că brașoveanul e mândru, brașoveanul e obișnuit și e normal să fie așa, că trăiește în cel mai frumos oraș din România și tot repetăm treaba asta, că trăiește în capitala verde a României și așa tot repetăm e. Treaba asta. Și e foarte important să ne zgândere un pic lucrurile care țin de aceste elemente identitare, pe care noi nu le vedem transpuse ca atare în acea viziune, pentru că, de fapt, nu avem acea viziune care cu adevărat să răspundă problemelor și nevoilor de dezvoltare a orașului. Și, no, mie îmi place foarte mult provocarea asta și mă atâță provocarea asta de a încerca să readucem Brașovul în liga aia în care știm cu toții că merită să fie și în care acum se cam bate la retrogradare, dacă ne uităm și pe exemple de proiecte și pe finanțări accesate și pe performanță în general. Mulțumesc mult, Dragoș, pentru discuția de azi. Și eu mulțumesc mult. Sper să o reluăm și să o avem aplicat, mai ales în momentul în care vom afla mai multe informații despre cum va arăta nou ciclu financiar, mai ales schimbările pe care tot ce a reprezentat pandemia și criza aceasta le va aduce. Cum spuneai și tu, anumite programe și anumite linii se regândesc, mai ales pe exercițiu curent, dar probabil că și în discuțiile pe care le-am avut cu europarlamentarii noștri, e un semn de întrebare în ce măsură linia aceea trasată anul trecut legat de Green Deal și de perspective va suferi modificări sau nu. Dar, bun, trebuie să ne păstrăm optimismul și să ne fie tuturor clar că începutul, primul pas este cel legat de viziune. Avem nevoie de mai mult și avem nevoie să discutăm despre aceste lucruri despre care Brașovul, din păcate, 14 ani n-a vorbit. Mulțumesc mult pentru prezența din seara asta. Le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit. Simt nevoia unui rezumat pe care voi încerca să-l sintetizez zilele următoare din această discuție, că mi-e clar că au fost foarte multe informații, foarte multe cifre. A fost o discuție tehnică și am anunțat asta încă de la început, dar e foarte bine că am avut-o și că avem o orientare în domeniul ăsta. Îi mulțumesc încă o dată lui Dragoș pentru tot. Seară bună, multă sănătate! Numai bine. Servus.